Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Suntem la Verde în Față, o rubrică Misiunea Verde care ne ajută să înțelegem ce să cerem de la primarii noștri atunci când vine vorba despre mediu. Și mergem astăzi în centrul Transilvaniei, la Târgu Mureș, un oraș liniștit cu o colecție impresionantă de obiecte turistice care merită să fie descoperite. Sunt multe lucruri pe care ni le dorim de la un oraș, dar astăzi ne interesează proiecte de mediu și cât de verde este Târgu Mureș, și suntem acum în direct cu primarul orașului Târgu Mureș, aflat la primul mandat, domnul Șoș Zoltan. Bună ziua și mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea. Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație. Vedem față astăzi întrebări la obiect și răspunsuri la fel ne dorim. Știu așa că ați terminat artele, sunteți arheolog. Se spune că aveți toate calitățile unui ONG-ist și atunci prima mea întrebare este cum ați reușit să câștigați primăria? Mai ales că nu erați într-un partid de asemenea, dacă mi-aduc aminte atunci când ați candidat. Probabil tocmai atitudinea de ONG-ist care întotdeauna, încercăm sau tindem să obținem ceva mai bun pentru comunitate, pentru ajutarea în care stăm. Asta înseamnă că imaginea ONG-iștilor este una bună în România și că oamenii au așteptări de la astfel de, de personalități cu calități de ONG-iști? Eu cred că încă în România ONG-urile sunt considerați a fi un element pozitiv în viața cotidiană. Acum, desigur, vedem exemple din Occident unde sunt manifestări mai extreme cu care nu întotdeauna sunt de acord nici eu. Dar eu cred că în România ONG-urile încă își fac datoria și chiar au contribuit în sens pozitiv la multe dintre, să zicem, problemele care ar fi apărut dacă ele nu... Și acum să ne gândim la Roșia Montană, de exemplu, care era cel mai faimos caz din țara noastră și nu neapărat și nu numai la patrimoniu, dar în sine la tehnologia care era de folosit, dar erau multe, multe cazuri și pentru protecția mediului și pentru protecția patrimoniului, la fel pentru protecția familiei. Deci sunt multe cazuri în care cred că ONG-urile sunt binevenite în România și în acest fel, în această privință, noi am și finanțat în ultimii 3 ani, că asta poate că este un bun început, să zic. Înainte, organizațiile non-guvernamentale autorizate, care mai ales lucrează în domeniul social și știm foarte bine în domeniul social avem încă dificultăți sau pot să zic și handicap în ceea ce privește instituțiile de stat. Primăria inițial finanța cu circa 300.000 de lei anual ONG-urile non-guvernamentale acreditate. Acum avem peste 8 milioane de lei finanțare pentru că trebuie să fim conștienți. Ele ne ajută foarte mult la a integra niște persoane sau comunități care altfel ar parcurge un drum mult mai îndelungat sau deloc n-au capacitatea să se integreze. Și asta, de exemplu, se regăsește în statistici. Cel care nu cred în activitatea ONG-urilor, pentru că, de exemplu, a scăzut rata criminalității pe anumite segmente și asta înseamnă că, într-adevăr, o investiție în persoanele care, de fapt, foarte mulți dintre ei lucrează gratuit sau din convingere, au o putere mai mare decât orice instituție care vine cu aparatul și... Deci iată un primar care crede în ONG-uri, care colaborează cu ele, deși trebuie să spunem nu sunteți ONG-ist, n-ați fost ONG-ist, doar aveți o imagine care se apropie de acest lucru. Eu cred că v-a mai ajutat și faptul că aveți 6 copii și probabil că asta a ajutat la credibilitate. Însă aș vrea să începem cu întrebările despre Târgu Mureș și despre proiectele de mediu și aș începe cu... întrebarea pe care o adresez tuturor invitaților mei la această rubrică, spuneți-mi cât de important a fost mediul în acești 4 ani de mandat pentru dumneavoastră? Pentru mine, întotdeauna și din copilăria, din fericire, am crescut într-o familie în care
Deși pe vremuri nu era pusă, să zicem, problematica mediului, cum ne ocupăm astăzi sau ne preocupăm astăzi de ea, dar eram întotdeauna în natură sau în munți sau în pădure sau la râu, câteodată la mare când ajungeam, dar asta ne ajută foarte mult când un copil este format sau un om în general și înțelege importanța naturii sau biodiversității. Desigur, când ajunge să devină un factor decizional, ajută în luarea unor decizii sau, mă rog, în prevenirea unor decizii care ar afecta negativ. Și cred că pentru mine personal a rămas o prioritate protecția mediului și Și pe în primul. agenda primăriei, pe agenda proiectelor pe care le-ați avut în acești 4 ani, de la 1 Da, la eu 10, așa, în spun. care 1 e cel mai important, 10 deloc important. Pe ce loc s-ar așeza? Pentru mediul, pentru mine, eu aș zice că undeva la, aș da 2, chiar dacă nu este prima preocupare că avem infrastructura într-adevăr, dar și infrastructura undeva se leagă de protecția mediului, pentru Păi că. asta vreau să și spun, că totul e legat de mediu sau totul ar trebui să fie legat de mediu și atunci spuneți-mi despre infrastructură și să începem cu transportul public. Cât de verde este transportul public în acest moment în Târgu Mureș și mă refer aici la autobuze verzi, la piste de biciclete, dacă există, care e lungimea lor. Cât de verde, să spunem, se pot deplasa locuitorii din Târgu Mureș în acest moment? În 2021 am început dezvoltarea mai masivă a transportului local în direcția asta. Desigur, erau mai multe proiecte europene și prin Ministerul Dezvoltării depuse și prin licitațiile care le-am parcurs am reușit să achiziționăm și să modernizăm integral parcul de autobuze. Așadar, astăzi avem toate autobuzele în oraș, peste 130 care sunt nou-nouțe. Nu putem să. Deci, poluarea a fost foarte mult redusă din acest punct de vedere. Sunt Sunt verzi sau sunt doar 47 nou-nouțe? de autobuze electrice full, sunt 38 de autobuze hibrizi și încă sunt 41 diesel, care, desigur, asigură pe traseele mai lungi, unde ar fi mai puțin economic, să zicem, folosirea autobuzului electric. Dar asta a însemnat, desigur, și transformarea stațiilor de autobuze, stațiile de încărcare și așa mai departe. Și în această privință, de exemplu, la stațiile de autobuze, este o idee foarte inedită. Fiecare pe acoperiș are plante. Mulți n-au înțeles logica, dar astea sunt niște, putem să zicem, metri pătrați de spații verzi în plus și Pe dacă ce le adunăm. acoperișuri? Pe ce acoperișuri? Acoperișul stațiilor de autobuze. Aveți în Târgu Mureș stații pentru autobuze verzi, adică verzi în sensul Asta de este. terasate cu plante verzi? Terasate, corect, corect. Cred că n-am mai auzit până acum vreun oraș care să Să vi aibă trimitem poze. așa ceva. Da, așteptăm să vedem. E foarte interesant pentru că asta ajută și la biodiversitate. Și chiar vreau să vă întreb, cât de importantă e biodiversitatea pentru, sau cât de important ar trebui să fie biodiversitatea urbană pentru un primar? Și cum vedeți lucrul ăsta? Cum îl abordați în Târgu Mureș? Lucrurile se conectează, deci biodiversitatea este foarte importantă, având în vedere că dacă, de exemplu, vegetația dintr-un oraș este defrișată, scade de biodiversitatea automat. Dar asta înseamnă automat reducerea calității aerului și mai ales cum, din păcate, avem această schimbare climatică care deja este clar pentru toată lumea că există și că ne afectează. Lipsa arborilor în spațiile deschise, vara, spațiile publice devin insuportabile, ajung peste 40 de grade. Desigur, prezența plantelor, arborilor, reduce foarte mult această expunere și rămân spațiile publice folosibile și în caniculă, să zicem așa, respectiv se leagă. Dacă nu am plante, nu mai am nici animale în oraș sau, mă rog, păsări sau tot ceea ce reprezintă fauna și flora și ele sunt contribuie foarte mult la sănătatea omului și la calitatea aerului. Deci astea se leagă și trebuie să înțeleagă lumea că fără vegetație, fără mediu înconjurător protejat,
nici calitatea vieții umane nu este așa cum ar trebui să fie. Mie mi se pare că sunteți unul dintre puținii primari care, că atunci când vorbesc despre mediu, și înțeleg importanța lui pentru sănătatea noastră, dar aș vrea să vă întreb dacă obișnuiți să le vorbiți oamenilor atunci când îi întâlniți despre cât de important este mediul, ce pot face ei, ce face autoritatea publică locală. Există acest dialog între un primar sau între dumneavoastră și cetățenii care vă votează? Avem diferite forumuri cu populația în cartiere și acolo mă întâlnesc cu mai mulți care sunt interesați să avem acest dialog. Într-adevăr, eu pot să zic că Târgu Mureș are o populație destul de pro-protecția mediului. Înainte, când erau defrișări sau tăieri de arbori, populația era foarte supărată. Și acum comunicăm mai degrabă când se întâmplă asemenea evenimente motivul acestor tăieri, dacă ele sunt justificate, dacă nu. Ani de zile nu a fost comunicat și s-a ajuns și la o stare puțin de nervozitate. Nu mai știa lumea, orice se întâmpla în spațiu verde era deja, se crea din start o discuție sau o ceartă. Și acum, prin comunicarea constantă, lumea a înțeles că sunt arbori care sunt bolnavi, bătrâni, reprezintă un pericol. Ele trebuie înlăturate, dar asta înseamnă să plantăm minim doi arbori, dar mai cu seamă trei arbori în locul lor. Patru, Și patru spune legea. patru, spune legea, sunt Da. unele locații unde nu încap atâtea. Trebuie să În avem în altă vedere. parte, nu spune legea să plantați în același loc, puteți să plantați în altă parte. Dar tot Așa e este. bine că aveți acest gând. Haideți să vedem un pic despre, să-mi vorbiți despre managementul deșeurilor din Târgu Mureș. Câți locuitori beneficiază de sistemul de colectare, da? Câți colectează selectiv? Și care este, eu știu, imaginea completă a acestui sistem de management al deșeurilor în Târgu Mureș? Eu pot să zic că până în 2020 nu a existat un management al deșeurilor, erau fel și fel de contracte puțin transparente, nici măcar taxa de salubrizare nu era colectată de la populație, deci firmele private care acționau pe piață adunau taxele de salubrizare. Desigur, asta a dus la un haos complet, nimeni nu putea să urmărească cât plătesc taxa, ce se întâmplă cu deșeurile adunate. Târgu Mureș era fiecare an amendat de către Ministerul Mediului, pentru că nu îndeplineam aceste cifre care trebuiau respectate în ceea ce privește colectarea selectivă. Desigur, știm cât de dificil este să fie organizat și aproximativ toate orașele din România astăzi încă sunt amendate, că n-am atins cifra de 30% minimă, dar s-au făcut multe eforturi în Târgu Mureș și acum sunt făcute taxe separat pentru persoane fizice, juridice, se adună pe diferite fracțiuni gunoiul. Am câștigat mai multe proiecte europene și prin Ministerul Mediului, care efectiv înseamnă amplasarea a insulelor ecologice. Asta, fiecare are 6 fracțiuni și sunt 200 de insule care sunt în curs de amplasare. Deja peste 60% din oraș este dotat. Și operatorul trebuie să se conformeze și să adune gunoiul conform acestor fracțiuni, adică plastic, metal, Și oamenii sticle. fac lucrul ăsta. Au început să aibă această obișnuință de a colecta selectiv? Au Da, încredere că populația. ajunge deșeul acolo unde trebuie? Pentru că asta e o mare problemă. În general, românii nu cred Corect. că pot Populația, eu pot face să zic ceva ca că să conteze. din fericire, populația se implică destul de activ. Desigur, sunt diferite cartiere unde mai avem probleme și cu atitudinea populației. Avem probleme și cu operatorul care nu întotdeauna reușește să adună gunoiul selectiv. Așadar, cifrele care apar la sfârșitul anului 2024 va fi primul an integral în care deja ar trebui să avem un procentaj ridicat. Asta înseamnă că minim 30% ar trebui să atingem în ceea ce privește colectarea selectivă. Nu este ușor de atins acest prag, pentru că 30% nu înseamnă din totalul deșeurilor, înseamnă din deșeurile colectate selectiv, cât rămâne a fi considerat selectiv. Din acest motiv e greu de atins, dar adunăm separat molozul, adunăm separat deșeurile electronice, deșeurile verzi, Și ce faceți cu ele?
Deșeurile verzi, noi le folosim la serele orașului. Dintr-o parte facem compost și din resturile de la arbori și toaletări le folosim pentru încălzirea serelor. Deci noi nu folosim gaz natural și asta este o soluție foarte. Biogaz. Faceți încălziți cu biomasă, de fapt. Așa este, este un tip de biomasă, nu este procesată, dar sunt tocate lemnele și sunt depozitate și așa în timpul iernii putem încălzi serele. Desigur, noi dorim să dezvoltăm capacitatea și să producem niște bricheți din lemne pentru că în municipiu avem circa 60.000 de arbori, avem făcut registrul spațiilor verzi, deci știm aproximativ cu ce avem de a face Și și care dacă. este, Da. iertați-mă, și care este indicele de spațiu verde pe cap de locuitor, dacă tot ați ajuns în zona asta de spațiu verde? Așa este. Noi stăm destul de bine pe plan național. Avem peste 830 de hectare de zone verzi în municipiu, la care se adaugă pădurile orașului de 600 de hectare. Bine, ele nu sunt calculate. Alea, ni le-a dat natura. Eu zic, Așa este. întrebarea e ce aveți în oraș, ce ați făcut dumneavoastră pentru a crește indicele de spațiu verde pe cap de locuitor. Momentan avem 71 de metri pătrați pe cap de locuitor spațiu verde, care este o cifră 71 de metri pătrați? Păi cred că e cel mai 71. mare din Da. 71. Nu am mai auzit ca un oraș din Mai mare România din să aibă atât de România, mult. așa este. Așa. Noi așa știm că suntem primii pe plan național, cel puțin. Și încercăm la fiecare reconstrucție de drum să refacem acele, să zicem, spații la marginea trotuarelor, unde de obicei erau amplasate sau erau plantate flori sau diferite tufe, pentru că și ele creează niște bariere naturale de a filtra aerul și praful, desigur, care se produce de la traficul intens. Energii regenerabile, proiecte de genul acesta aveți în Târgu Mureș? Clădirile administrației sunt poate au fotovoltaice sau, eu știu, alt tip de energie regenerabilă, școlile? Sunt mai multe proiecte inițiate. În primul rând, avem reabilitări energetice ale blocurilor. Asta prin programul PNRR și de la Ministerul Dezvoltării avem destul de multe proiecte câștigate. În acest an avem peste 1.300 de apartamente care sunt prevăzute a fi reabilitate energetic, dar pe lângă reabilitare energetică avem, desigur, montarea acestor, să zicem, mini-parcuri fotovoltaice pe clădiri ale municipalității, piețele orașului Dar și nu alte. aveți, în momentul ăsta e un proiect viitor, să înțeleg. Nu există, deja anul trecut Ah. două piețe au fost dotate, avem și câteva școli care au fost dotate cu sisteme fotovoltaice, dar dorim să extindem. Desigur, am dorit și la autobaza unde avem autobuze electrice pe toate halele industriale să montăm. Ar fi ideal să producem tot curentul care consumă autobuze electrice, deoarece în momentul de față curentul este foarte, foarte scump și ar fi bine să reușim. Desigur, dacă folosim toate spațiile de pe acoperișurile clădirilor noastre, eu cred că ajungem la această cifră. Este posibil să devenim spațiu verde și mai avem să zicem, o posibilitate imensă. Din 1910, orașul are o turbină care a fost construită pe Mureș și această turbină a fost închisă în anii 90, la începutul anilor 90. De fapt, este o mini-hidrocentrală pe Mureș, nefuncțională de 30 de ani, unde ar trebui doar să punem în funcțiune turbina și să producem curentul. După estimări, cam jumătate din iluminatul public al orașului ar putea să fie susținut din această mini-hidrocentrală, dar momentan este proces între hidroelectrica și electrica și nu știm cine este proprietarul. Să știți că tot ONG-știi despre care vorbeați, activiștii de mediu, au o problemă cu microhidrocentralele care, în fapt, au un impact de mediu destul de mare și mai ales asupra biodiversității. Așa că eu zic să faceți o masă rotundă cu ei să vedeți care e cea mai bună abordare. Ultima mea întrebare.
Aș fi vrut să vă întreb și cât de frumos este orașul, având în vedere că are un primar care a terminat artele și care este și arheolog. Să știți că este o mare dorință a oamenilor, nu doar ca un oraș să aibă, mă rog, de toate, dar să fie și frumos. Și cred că Târgu Mureș este un oraș frumos, nu știu dacă vi se datorează, dar ultima mea întrebare este: care e proiectul de mediu la care țineți foarte mult și pe care vreți să-l puneți în practică în următorul mandat? Și care va avea un impact foarte mare asupra sănătății oamenilor. Avem în momentul de față un parc urban în curs de finalizare. În aprilie va fi finalizat parcul Substejeriș și aceasta o să deservească în primul și primul rând pentru spațiu în aer liber, sporturi în aer liber, dar și pentru evenimente. Și mai avem un spațiu care am recuperat de la Ministerul de Industrie. Este vorba de o carieră veche de argilă, 22 de hectare, unde iarăși prin fonduri europene dorim să creăm un parc urban și atunci în fiecare cartier mai mare al orașului o să avem câte un parc urban dotat cu echipamente de sport, cu pistă de alergare, dar foarte multe spații verzi care... Deci mai creșteți indicele de spațiu verde de la Da, mai 71, va crește. mai crește. Și Corect. despre viitorul centru de colectare și de revalorificare a deșeurilor, pe care știu că îl aveți deja în plan, foarte scurt, dacă puteți să-mi spuneți. Este în pregătire licitația. Eu sper că până la sfârșitul anului putem începe execuția, în 2025 să fie funcțional, că asta ar însemna toate deșeurile selective din oraș ar putea să ajungă aici, să fie sortate și să fie prelucrate. Deci, efectiv, numai gunoiul menajer ar merge la stația de sortare și la rampa de gunoi, dar și aici, dacă reușim să creștem sensibilitatea populației, am putea ajunge în câțiva ani la 50% selectare. Asta este deja un target foarte optimistic, dar eu cred că oamenii când își dau seama că este spre binele lor și spre binele orașului și spre binele buzunarului, pentru că gunoiul selectiv înseamnă și scăderea taxei de salubrizare. Și astea, dacă înțelege lumea, o să funcționeze și este foarte important ca să nu ajungă aceste deșeuri în păduri sau pe diferite zone verzi unde Unde sunt sunt acum? Unde și ATV. ajung acum? Eu vă mulțumesc foarte mult. Am stat de vorbă la Verde în față cu primarul orașului Târgu Mureș, Josh Zoltan. Am să lansez și eu acum întrebarea pentru ascultătorii Emisiunea Verde pe o scară de la 1 la 10, unde 1 e foarte mult și 10 este foarte puțin. Cât de verde considerați că este orașul vostru? Și poate vor veni și locuitorii orașului Târgu Mureș să confirme sau să infirme ceea ce ne-a spus astăzi. Oricum, eu vă mulțumesc tare mult și o să vin la Târgu Mureș să vedem cât e de frumos orașul și Vă de verde. așteptăm cu drag. Mulțumesc frumos! Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.